După 35 de ani de activitate, de scenă, după ce atâtea personaje au prins viață pe scenă datorită dumneavoastră, iată-vă acum în fața acestui de temut personaj al Teatrului Universal, Richard al III-lea. Într-adevăr, astăzi trăiesc poate cea mai mare emoție a vieții mele actoricești, prima întâlnire cu un mare personaj shakespearian. Richard este un rol fascinant, care a cunoscut de-a lungul secolelor interpretări celebre, a căror amintire este copleșitoare. Socot însă, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, după 35 de ani, că am destul experiență ca să încerc această aventură pasionantă în compania bardului de la Stratford. Sunt mai mulți cei care m-au încurajat să abordez acest rol, începând cu soția mea și Horia Popescu, și ultima persoană care m-a încurajat a fost marea noastră artistă Aura Buzescu, și cunoscându-i severitatea judecății, am căpătat ultimul bon pentru a mă arunca în acest ocean. Vă mulțumesc pentru această scurtă declarație și respectând acest moment emoționant pentru toți actorii Teatrului Național, distribuția este foarte, foarte numeroasă, să urăm succes repetițiilor și, bineînțeles, premierii, care sper că va fi la începutul stagiunii viitoare. Exact.